Bine v-am regăsit, prieteni, la un nou episod din seria voastră preferată, Festivalul Transferurilor, în care vom vorbi despre ultimele transferuri confirmate și cele mai noi zvonuri de pe piața transferurilor, iar în episodul de astăzi avem multe știri interesante. Capul de afiș aș putea spune că îl reprezintă transferul lui Denis Mann de la FCSB la Parma pentru 15 milioane de euro, dar bineînțeles vom vorbi și despre plecarea lui Papu Gomez la Sevilla și desigur despre venirea lui Odegaard la Arsenal, plus multe altele. Așa că apăsați pe butonul de like în număr cât mai mare pentru a putea începe acest nou episod. Denis Mann este fotbalistul român al momentului, fotbalistul FCSB-ului arată o maturitate și o constanță pe care nu o avea în sezoanele trecute și de aceea a ajuns să fie și atât de eficient, el reușind să marcheze deja 14 goluri plus alte 6 asisturi, fiind golgheterul din Liga 1 la ora actuală, iar cota sa de piață a crescut la 6,5 milioane de euro. În vârstă de 22 de ani, Denis Mann este un fotbalist de calitate care a intrat în vizorul mai multor echipe, dar cea care a reușit să-i obțină semnătura jucătorului român este Parma, aceștia cumpărându-l cu 13 milioane de euro, clubul urmând să primească și alte bonusuri considerabile dacă Mann va înscrie un anumit număr de goluri la echipa italiană și dacă va juca 15 meciuri la echipa națională. Prin acest transfer, Mann devine cel mai scump fotbalist care pleacă de la o echipă din Liga 1, vechiul record aparținându-i lui Nicușor Stanciu, care s-a transferat la Anderlecht pentru 10 milioane de euro. Sevilla a reușit în opinia noastră un super transfer pe o sumă extrem de mică, asta pentru că spaniolii l-au cumpărat pe Papu Gomez pentru doar 5,5 milioane de euro. Fostul mijlocaș al lui Atalanta, deși a ajuns la 32 de ani, era unul din liderii Atalantei, el fiind un jucător care făcea diferența în meciurile importante, fiind atât un marcator de excepție cât și un pasator, mai pe scurt un adevărat număr 10 care putea trage echipa după el la nevoie. Argentinianul a înscris 59 de goluri și a livrat 71 de pase decisive în perioada petrecută la Atalanta, unde a ajuns în 2014 și acum, după cum a declarat chiar el, este entuziasmat să înceapă acest nou capitol în viața sa și nu cred că ar putea avea probleme de adaptare la Sevilla, o echipă care i se potrivește. Socratis, fostul fundaș central al Borussiei Dortmund și al lui Arsenal, a rămas liber de contract și a decis să revină acasă la 32 de ani, semnând un contract cu Olympiacos Pireu, asta după ce și Liverpool se interesase de serviciile acestuia. Grecul este un fundaș cu o experiență uriașă în spate, atât la nivel de club cât și la națională, el îmbrăcând tricoul elenilor de 90 de ori, iar acum este gata să lupte pentru titlu în țara sa natală, unde cu siguranță nu va avea probleme în a fi titular de drept. Că tot vorbim de Arsenal, în sfârșit tunarii au reușit să facă o mutare interesantă pe piața transferurilor, aducându-l pe Martin Odegaard de la Real Madrid la echipă. Mijlocașul ofensiv norvegian a fost mereu considerat un talent enorm, dar care nu a reușit să se impună la Real Madrid, fiind împrumutat pe la diferite echipe, ultima dată la Real Sociedad, unde a jucat bine, reușind să marcheze 7 goluri și să dea 9 asisturi, iar acum este gata de o nouă aventură, de data aceasta în Premier League la Arsenal, unde a fost adus probabil ca și un înlocuitor pentru Mesut Ozil. Sper ca Odegaard să reușească să ajute echipa de pe Emirates, care în ultimul timp a început să aibă rezultate ceva mai bune și cred că Odegaard ar putea fi fotbalistul de creație de care aceștia aveau atât de mult nevoie.
După 4 sezoane, în tricoul lui Olympique Marseille, Morgan Sanson părăsește echipa și semnează cu Aston Villa, echipă care a plătit aproape 16 milioane de euro pentru a-l aduce. Francezul, de 26 de ani, nu a rupt norii la OM, fiind un jucător ok, dar care nu iese prea mult în evidență, dar care îi poate ajuta pe cei de la Aston Villa, el putând juca peste tot la mijlocul terenului, fiind un mijlocaș foarte echilibrat care greșește rare ori. Mai devreme am vorbit despre transferul lui Socratis la Olympiacos. Ei bine, campionatul Greciei pare unul atractiv pentru că alte două nume mari din fotbal au ajuns în Grecia, și anume Shinji Kagawa, fostul fotbalist al lui Manchester United și Borussia Dortmund, tocmai ce a semnat la 31 de ani cu PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu. Iar coșmarul României din barajul pentru calificarea la Mondialul din 2014, Mitroglou, se întoarce și la casă în Grecia la 32 de ani, după ce ultima dată a evoluat pentru OM, care îl tot împrumuta pe la diferite echipe. Iar acum a semnat un contract cu Aris Salonic, unde a fost primit cu mare căldură. Frank Lampard, cel mai emblematic fotbalist din istoria clubului Chelsea, a fost demis după bancă din cauza prestațiilor pe care Chelsea l-a avea în campionat, ei ajungând pe locul 8, un loc nepotrivit pentru o echipă care a investit atât de mult în vară, iar înlocuitorul lui este Thomas Tuchel, un antrenor german care a mai antrenat-o pe Borussia Dortmund și PSG, cu care a ajuns până în finala Champions League anul trecut. Având în palmares două titluri de campion al Franței cu PSG și o cupă a Germaniei cu Dortmund. Barcelona dorește să aducă o rezervă pentru Jordi Alba și aparent ar vrea să-l cumpere pentru 15 milioane de euro pe José Luis Gaia, fotbalist care joacă pentru Valencia și este dorit de mai multe sezoane pe Camp Nou. Gaia este un fundaș lateral extrem de asemănător cu Jordi Alba, ambii fiind de naționalitate spaniolă și au calități asemănătoare, fiind doi fundași rapizi și tehnici cărora le place să urce și în ofensivă. Cota fotbalistului în acest moment este de 35 de milioane de euro, el fiind capitanul Valenciei, și oferta de 15 milioane de euro a Barcelonei mi se pare una destul de mică, dar cine știe, poate acest transfer s-ar putea realiza și în aceste condiții. Cam acestea au fost ultimele noutăți de pe piața transferurilor. Dacă vă place contentul nostru, nu uitați să ne ajutați apăsând pe butonul de like și abonare și desigur am apreciat mult dacă ați devenit și membri. Beneficiile pe care vi le oferim le găsiți apăsând pe butonul de join.